Prin a transformat apartamentul personal în studio cu cartoane de ouă. Vorbeați despre saci de scrisori, la figura sau la propriu strângeați saci? Cum la figura? Nu la figura, strângeam saci, deci vai de poștașul nu treată ce simt mereu cu Coca-Cola, cu dalea. De fapt, ce e un spirit și sper să rămână așa. Întotdeauna. Un spirit plin de energie. Radioul e constant. Radioul va rămâne. Bun găsit, stimați prieteni, la Proces Verbal, vă spune Bogdan Enache. Dragi prieteni, astăzi vom vorbi despre o aniversare din zona media. O aniversare care mă bucură foarte tare, foarte puține titluri, foarte puține titluri de publicații, foarte puține televiziuni au rezistat în acești 34 de ani de la evenimentele din 89 încoace. În presa prahoveană există și mai puține titluri care impun respect, care au credibilitate și au un legăt atât care sunt iubite. Cu certitudine, Radio Prahova, care anul acesta împlinește 30 de ani, corespunde tuturor acestor criterii. Invitatul meu de astăzi este Irinel Pană. Bine venit, Irinel! Te salut, Bogdan! La mulți ani! Unul dintre matinalii de radio, da. De la RPH și Radio Prahova, cum să zic? Cum e mai bine? RPH și Radio Prahova, cum îți ție la îndemână? Ce înseamnă? Ce mult vorbești! Da, vorbești incredibil! Da. E primul proces verbal pe care îl semnez. Am înțeles. După, iată, de 20 de ani e bine. Că da, doar 20 și de ani. De 30. Sunt de seamă cu radio. Da. Cum e Radio Prahova? Cum e RPH? RPH e ceva, nu știu, e ceva, eu plec de acasă să mă întorc acasă, nu știu, adică toți colegii mei mai mult ca sigur pleacă de acasă să se întorc la altă casă, pentru că RPH îți dă așa o adrenalină de nedescris, o energie și întotdeauna Radio Prahova se reînvie, se rebranduiește, vine mereu cu ceva nou, adică uite, de exemplu, eu anul trecut am zis că băi, este cea mai mișto aniversare, este cea mai mișto. Anul ăsta am zis, băi, așa ceva nu se poate, este cea mai mișto aniversare. Cu siguranță anul viitor o să zic, e cea mai mișto aniversare, pentru că întotdeauna te uimești. Ce îmi place mie la Radio Prahova este că reușește, că încearcă și reușește, nu numai că încearcă, să țină piept, fiindcă vorbim exact. Despre o piață concurențială. Nu mai există, există noțiunea de local și în cazul ziarelor, și radiolor, și televiziunilor, doar la arii de acoperire, la tiraj și așa mai departe. Da. Nu prea mai sunt ziare tipărite în Prahova, din păcate, dar Radio Prahova își, tot timpul și-a propus să se bată exact. Cu radiourile naționale. Exact. Și... și reușește chestia asta. Clar, fără îndoială, reușește și cum așa e concurența asta? Sau... așa cum ai zis tu, Radio Prahova întotdeauna se reinventează. De la an în an se reinventează. Și ceea ce aud oamenii pe FM este o întreagă muncă. Munca din spate, doamna Carmen, playlistul nostru manager Vlad, de la marketing, știristele, toată lumea contribuie la acest brand pe care îl menționai, RPH și Radio Prahova. Și din 93 a rezistat victorios și se bate cu naționalul. Și știi care e treaba și e puțin paradox? Pentru că ne batem noi cu ai noștri. Pentru că în național sunt oameni care au fost la RPH. Pentru că Radio Prahova a fost întotdeauna o pepinieră pentru național. Și sunt colegii noștri care au lucrat la RPH și sunt la posturile concurente. Cum e ascultătorul de radio din anul 2023, din punctul tău de vedere? Din punctul meu de vedere este fresh, vrea muzică de calitate și le place ceea ce noi le oferim. Și RPH rămâne în topul ascultătorilor, în topul preferințelor ascultătorilor. Simți că este mai pretențios, este nișat? Fiindcă sunt față de acum 30 de ani, okay, da. Au apărut posturi de muzică simfonică, posturi de muzică rock, posturi de muzică ușoară, posturi și așa mai departe. Acum 30 de ani, e adevărat că era ca în vestul sălbatic, adică era ceva ca la pioniere așa, era și un pic de vest sălbatic, fără reguli, fără nicio audiență. Acum totul este targetat, totul este măsurat, totul este făcut la centimetru. Noi suntem pe toate platformele. Online ne pot asculta ascultătorii pe Radio Prahova, pe aplicație pe care o downloadez gratis din magazin Play, din App Store și așa mai departe, pe FM, adică chiar dacă ai coborât din mașină, ai posibilitatea în continuare să asculti RPH. Și legat de ceea ce spuneai tu,
Nu am eu o vârstă așa, nu știu cu ce se mânca radio acum ceva ani. Ți-am zis, sunt de o vârstă cu radio, dar ascultătorii noștri sunt de la an la an tot mai mulți, sunt vin și tineri, ceea ce ne bucură și putem spune că este și un target, pentru că Radio Prahova are ascultători de 30 de ani, iar cei ce au fost acum 30 de ani au rămas în continuare și vrem să aducem și pe cei mai tineri, care cu siguranță se vor îndrăgosti de RPH și acolo vor rămâne. Ce diferențiază radiourile la ora actuală? Adică și la radio și la radio acestea comerciale există radio hits, radio nehits sau cum este? Păi, și noi avem fiecare rubrică. Da. De exemplu, vineri colegul meu Marius are o rubrică de mix. Noi avem joia Back in Time, dăm un fel de nostalgia machine, le dăm oamenilor o piese vechi pentru că vrem să zgândărim acolo sertarul cu amintiri. Adică ușor, ușor, de fapt nu ușor, ușor, cred că cu siguranță obiectivele deja au fost și le văd eu că funcționează acum, pentru că mi-am schimbat și tronsonul, sunt pe matinal și lucrurile chiar funcționează și funcționează bine și ating ascultătorii de fiecare dată. Și e mare lucru ca tu, când îți faci emisiunea, să vezi în timp real WhatsApp-ul ăla că ia foc și că oamenii îți mulțumesc pentru că le-ai oferit o relaxare, că oamenii râd în același timp încât tu ai livrat poanta, știi? Mm-hmm. Uite, de exemplu, azi am primit un mesaj care pentru mine înseamnă tot aurul din lume. Am ajuns la serviciu, dar nu vine să cobor din mașină. Este gata. Obiectivul nu era soția, fost atins. Da? Nu era. Cu nepotisme, nu? Nu. Dar a fost super, super, e super mișto să primești feedback-ul ăla real și spre deosebire de o televiziune, excluzând televiziunea live, în care noi suntem în direct, tu vorbești și asculți omul de la RPH în mașină și zici, băi, eu îl ascult acum și el vorbește acum. Adică e totul on air, așa cum e radio și e mare lucru. E apropierea asta mișto. Radio Prahova e doar al prahovenilor? Nu. De acum de când cu epoca internetului spuneai despre... Nu, pentru că primim mesaje și din oameni plecați din afară, din Germania, Spania, Italia. Sunt puștanii de acum 20-25 de ani. Da, da. Evident că unii, nu? Da, glumesc. Și ne ascultă și din afară și le facem dor de țară. Le facem dor de țară, mișto. Aveți și așa din Europa ascultători, da, care vă clar, scriu? Da. Ne-au scris și din Statele Unite, la mergem, nu doar din Europa. Pentru că ți-am zis, ne pot asculta și online și e mare lucru și le facem, adică le dăm ceva de acasă pentru că ei sunt plecați acolo și le lipsește. Na, e greu, mai mult ca sigur au plecat pentru un trai mai bun sau mai știu eu ce, din vari motive. Matinalul, din punctul meu de vedere, și tu cu siguranță știi mult mai multe și mult mai bine despre acest lucru, este una dintre producțiile de forță ale radioului, da, în general, da. Fiindcă, da, cum la TV 19-23, așa la matinal este, la radio este matinalul. Fiindcă după aceea oamenii intră în online, după aceea intră pe rețele, mă refer într-o zi. Okay, după nu generalizez, evident. Există și producții interesante și la Radio Prahova și la posturi naționale, care sunt difuzate după amiază și care au succes. Dar matinalul este cu siguranță cea mai importantă emisiune, cel puțin în anul 2023, de la un radio. Spune-mi, te rog, ce diferențiază matinalul? Ce așteaptă oamenii de la matinal? Știri, glume, concursuri. Am văzut, știu că aveți și în această perioadă RPH 30, da, multe concursuri, premii importante, adică nu o invitație la... Nu că n-ar fi bine să vezi și un film, da. Dar premii chiar cu adevărat valoroase și financiar. Așa cum ai zis tu, RPH a făcut o campanie, ar fi prea liniște fără RPH de 30 de ani și chiar ar fi prea liniște fără noi acum, fără lipsă de modestie și fără să arunc cu vorbe în vânt. Și am oferit oamenilor de la laptopuri, City Break la Poiana Brașov, pe la mare, voucher de ieșit în oraș cu prietenii, pentru haine, PlayStation, City Break la Roma, foarte, foarte multe premii, smartwatch-uri. De unde provine poporul român, de unde? Exact, da, exact. Și sunt foarte, foarte multe premii, într-adevăr, valoroase. Și oamenii nu doar pentru acele premii te ascultă, cu siguranță că este un plus că tu ca radio ai premiile alea, pentru că nu ți închipui vocea lor când intri în direct cu ei și le-ai spus că au câștigat.
Deci sunt gâtuiți de emoție. Unii țipă, alții își reprimă emoția și după scriu pe WhatsApp că iartă-ne, dar suntem super fericiți și așa mai departe. Sau nu poți să țip, că sunt la serviciu și așa mai departe. Iar ce ai zis tu și mă întorc la întrebarea ta, că și eu vorbesc mult când sunt la radio. Matinalul, într-adevăr, așa cum ai zis tu, e valoros, e prime time. Și celelalte intervale sunt la fel de valoroase, și drive time-ul, și 10-13, și 13-16, toate pentru că tu, dacă tu ești, dai startul, matinalul dă startul, dă trezirea, dă dezmeticeală. Și oamenii se așteaptă să conducă cu un zâmbet, să-și înceapă ziua frumos. După care, misiunea rămâne a colegilor noștri, să mențină audiența acolo și să le aducă ce și noi le-am oferit de dimineață. Zâmbete, o noutate, o poantă, un pamflet și așa mai departe. Din punctul tău de vedere, cum s-a schimbat radioul? Dacă vrei, în prima fază, fiindcă ai doar 30 de ani, cum l-ai văzut tu? Ce îl diferențiază? Cum se pare acum? Raport cu acum 20 de ani sau 15 ani, când bănuiesc că erai ascultător de radio. Da, eram ascultător de radio, eram ascultător de RPH. Eu am venit dintr-o dragoste nebunească pentru radio aici și am mișunat prin toate intervalele. Am făcut și 19-22 și eu, după ce terminam emisiunea, crede-mă că nu puteam să dorm pentru că îmi dădea o adrenalină. Pentru că RPH chiar îți dă o adrenalină după ce te terminat emisiunea. Tu încă ai o energie, o oră, o oră jumătate, o ai acolo, îți fierbe sângele. Iar radioul întotdeauna se schimbă de la an la an, se schimbă de la sezon la sezon și e mare lucru pentru că probabil o să mă repet și o să fiu clișeic, RPH chiar se reinventează. De ce trebuie schimbarea? Am vrut să te întreb la acel moment, că din punctul de vedere în zona radioului. RPH, toate radiourile vin cu schimbări, vin cu update-uri, vin cu tot felul de lucruri noi, pe când la televiziune, ca să facem o comparație, se întâmplă, dar nu atât de... Nu, exact. Pentru că tu gândește-te, pentru că îți pot spune... Ascultătorii sunt foarte pretențioși și se plictisesc repede. Nu doar asta. E comoditatea de a-ți spune orice muzică vrei tu în mașină, prin car kit-ul ăla, asculti. Concurența voastră, direct, adică... Da. Nu. Adică tu, practic, te-ai urcat în mașină, vrei să asculti un radio, bine, nu, ți-ai pus ce muzică vrei tu. Radioul este teoretic în dezavantaj, trebuie neapărat să compenseze. Într-adevăr, trebuie neapărat să compenseze și să le aducem ceea ce tu nu poți să faci singur pe telefon sau nu poți să faci singur în mașina ta. Și le dăm o voce, vocea mea, vocea colegii mele, vocea colegilor mei, și le dăm, încercăm să fim mult mai aproape de ei și să îi facem dependenți de radio, de undele FM. În discuția ta cu Vlad, cel colegul tău care se ocupă de playlist. Da, playlist este regizorul nostru de emisie. Cât de important este playlistul? Din reacțiile primite de la ascultători? Deci, Vlad este un om care iubește necondiționat radio, are radio ăsta în sânge și întotdeauna cercetează. Cercetează și piața din România, cercetează și piața de afară, vede ce e vechi, reinventează vechiul, aduce ce e nou și așa mai departe. Este foarte importantă muzica pentru că tu trebuie să le oferi oamenilor să le treci așa prin toate stările și chiar dacă dacă nu-ți place o piesă, la un moment dat, hai, nu-ți place prima dată, la un moment dat o să-ți placă pentru că îți băgăm înainte de piesa aia preferată. Și o să te faci, ai un vibe, ai o energie și mai mult ca sigur o să dai credit și piesei următoare și este important playlist-ul. La fel de important cum sunt și aceste rubrici pe care tot Vlad le gândește. Și sunt niște rubrici care sunt atât pentru noi, să ne ofere nouă un conținut și să le ofere oamenilor un conținut și să fie acolo în mașină și să zică, băi, știam răspunsul la întrebarea asta, adică să joace cu tine chiar și dacă cumva, din păcate, n-au prins directul, n-au intrat way în direct, dar și tu, chiar dacă nu ai intrat în direct și nu ai avut ocazia să câștigi premiul ăla sau și așa mai departe, tu o să te joci în continuare la serviciu, de unde asculti RPH. Spune-te, rog, Irinel, un hit la ora actuală, care este viața, de fapt? Care e durata de viața unui hit? Fiindcă te întreb acest lucru, observ că totul se schimbă foarte repede. Ok. În general. Da. Și sunt curios, pe radio, un hit, number one, da, scoate, nu știu, Smiley sau, nu, habar n-am, Delia, cineva. Cât mai este hit? Adică cât se difuzează
excesiv, fiindcă oamenii vor să-l audă excesiv. Da, păi un hit poate să fie hit tot timpul. Uite, de exemplu, veneam acum la tine și colegul meu, Alex, are un hit battle. Un hit battle și hitul votat de oameni în timp real, să mă ierte, dar îmi amintesc cine a câștigat. Bon Jovi, It's My Life. Votat de oameni. Deci, Bon Jovi. Bon Jovi, It's My Life. Uite cât rezistă un hit. Sau uite de câte ori ne-ai auzit tineri fredonând Vama Veche, Perfect Fără Tine, da. Care acum... O mai dați pe radio? O mai dăm pe radio, da. O mai dăm pe radio. Dar hiturile vechi nu au același flux. O să o auzi odată la, nu știu, 3-4 ore. Da, nu știu, dar să un hit Vlad, bun... Un hit bun nu cred că moare niciodată. Fiindcă citeam, apropo de clasamente, că cea mai apreciată, cred că acesta este termenul, piesă de către român, după 1990, este Laura Stoica, Mai Frumoasă. Iată, vezi? Surprinzător, dacă îi spui unui tânăr, domne, Laura Stoica, da. Mai Frumoasă. Și acum noi ne cine e mai frumoasă, cine e Laura Stoica? Exact, noi dar ne putem ridica, o fredonăm în fața camerei. Păi tu mă vezi, adică da. E hit, rămâne hit. Mi-e plăcea cu un Snap, spre exemplu, nu știu dacă îți place. Da, Snap, da. Snap, I Got The Power? Da, nu, Snap se numește melodia, cred. Ah, okay. E hit okay. Acum, da, da. E acum de vreo lună, numai că timpul mă trezesc un pic mai târziu. Da, vezi? Adică întotdeauna un hit nu cred că moare niciodată. Dar, ți-am zis, playlistul nostru, manager, face o treabă senzațională și știe, are gust. Are un simț. Ai spus că a studiat și pe afară, adică pare... Da, clar, clar. Adică omul își face teme. Dacă n-ai pasiune, dai pasiune curată, că dacă nu ai pasiune, îți face doar treaba. E microb, exact. E microb ca, și nu cred că există tratament. Și în radio e microbul? Da, da, da. Tu... Eu crezi că doar la televiziune e microbul. Nu, cu siguranță și în radio. N-aș putea, nu știu, nu mă văd să mă las de radio. Și probabil nici colegii mei nu se văd. Adică e un microb și nu vrei să scapi. Știți pe ce sunt eu invidios pe voi, pe oameni de radio? Că nu se văd fețele și nu... Nu asta, nu. Că fața poate vi se vede și voi, că aveți camere. Așa. Dacă vă puteți duce vara la mânecă scurtă, pantaloni scurți, vă mănâncă, puteți să vă scărpinați. Ia, tu ai pantaloni scurți acum? N-am pantaloni scurți. Nu, aici, nu, okay. nu. Da, să știi că am o invidie pe tema. Te duci la radio, unde te duci? La muncă. Păi așa am îmbrăcat la 40 de grade. Păi da, că sunt la radio. Trebuie să spălat la televiziune, da. Cum apare în sacou. Da, mă, da. Și tu trebuie să te duci, nu știu, cumva îmbrăcat, trebuie să ai o ținută, pentru că, practic, tu ești fața brandului RPH. Da. Și te vezi cu un ascultător pe stradă și îți cere să faci o poză și tu ce ai făcut? Ești în boxer. Nu-i frumos. De la 40 de grade? La 40 de grade. Tu vara o să, la vară o să mergi la matinal îmbrăcat exemplar cu sacou pe tine? Nu. Dar și un pantalon scurs. Exact, și un pantalon scurs. E destul de decent, da. Deci hiturile spui că oricum am observat, sau mi se pare, o să-ți propun să intrăm în legătură și cu cineva, surpriză, mă bucur foarte tare că a acceptat să intre. Spune-mi... Mama? Mama lui Ionuț Rusu. Da, deci, da. Ca să glumim acum, dacă tot... cu mama radioului Prahova, Radio Prahova, da? Hefa? Hefa, da. Șefa. Hefa? Doamna Carmen. Așa ziceți voi, Hefa? Ne zicem Hefa, hai să salut, Șefa. Hai să o sunăm acum. Hefa aici sau Șefa? Șefa, doamna Carmen. Și cum să zicem acum? Să rămână doamna Carmen, dar trebuie să ție vocea timbrată neapărat, da? Da. Timbrată? Timbrată, da. Spatele drept, da? Spatele drept, întotdeauna. Să rămână doamna Carmen. Mi-a spus bună, să sunteți aici, în direct, la proces verbal. Să rămână. Doamna Carmen, am semnat un proces verbal, iertați-mă. Felicitări și la mulți ani, RPH 30 de ani, într-adevăr o performanță incredibilă pentru presa prahoveană și nu numai. Și vreau să vă mulțumesc pentru faptul că ne-ați răspuns la telefon. Mulțumesc și eu pentru urări și la rândul meu îți urez mult succes în noul tău proiect. Mulțumesc, între noi așa o prietenie, este o apreciere reciprocă. Da. Spuneți-mi, vă rog, doamna Carmen, cei care nu, mă rog, eu de-aia vă spuneam un pic mai devreme, dragi prieteni, că sunt foarte bucuros, nu dorește să iasă în față, dorește să rămână acolo în spate și să managerieze de la momentul minus 1 Radio Prahova. Am o întrebare, mai multe curiozitate personală, dacă doriți. Radio Prahova, acest brand iubit de prahoveni și nu numai de prahoveni. Cum a început totul? Fiindcă sunt povești, apropo de presa națională, de presa locală, de televiziuni, de radiouri, de ziare, incredibile.
Pe scurt, Radio Prahova, cum a început? Da, și Radio Prahova are o povestioară așa în ultimă. Cel care a avut ideea să facă Radio Prahova este Gabriel Andrei. Mai de mult, deci acum 30 de ani, niște doamne profesoare din comuna Cepura au cerut ajutorul pentru rețeaua aceea de radioficare care era lăsată, așa era atunci. Da. Și aveau nevoie de o sponsorizare, de o să-și refacă acea rețea. Era ceva, nu mai, adică pusese și revoluția, începusem să ne emancipăm, să primim aparatură de afară. Și de la această solicitare i-a venit ideea să facă propriul radio aici la noi în oraș. Ideea era că lege nu exista încă, CNA-ul s-a înființat de-abia cu 8 luni înainte de a primi licența. Noi am luat licența de la CNA exact la 8 luni după înființarea CNA-ului. Adică prima ședință de CNA a fost și prima licență dată în țară unui post local, Radio Prahova. Foarte tare! Așa? V-am spus eu că ne, o să ne bucurați cu povestioara. E bine, am tolba plină. Să-i seama să-i plină de povestioare și drăguțe și mai puțin drăguțe. E ca o, și povestea radioului așa în sine, ca o viață de om. Și după ce i-a venit ideea, ce s-a întâmplat? Că de la o idee până mulți avem idei, multe idei. Da, așa, după ce a venit ideea, a transformat apartamentul personal în studio cu cartoane de ouă, cu fiecare a dus, unul a dus un pick-up, unul a dus un magnetofon, altul un casetofon, chestii tineretul astăzi și normal nu mai știe ce a o casetă, cum arată un pick-up, cum arată, da, un magnetofon și cu cartoane de ouă pe perete. În apartamentul propriu. Da, da, da. Apoi am evoluat, normal am evoluat. Stați puțin, că am o întrebare punctuală. Deci Radio Prahova, sau nu, și Radio Prahova, și cele foarte puține posturi care existau de radio, care stau în România în urmă cu 30 de ani, ați pornit emisia unui radio cu magnetofon, casetofon? Adică da, nu cu aparatură de-asta profesională? Bine, era aparatură profesională. Nu știu dacă era profesională, era de acasă. Înțelegi? Nu era, da. Așa. Da. Și după aceea? Și după aceea, noroc, am crescut, am evoluat, au apărut și alte posturi de radio locale. În București deja erau vreo două posturi de radio locale. Diversen sau nici nu mai contează. Da. Așa și, na, lucrurile au evoluat, ne-am schimbat sediu, că aveam o echipă mai mare, ne-am schimbat aparatură, ne-am aliniat. Eu țin ne-am aliniat performanțelor care erau solicitate pe piață, că nu era ușor. Eu țin minte, aveam, deci în anii 95-96, era o nebunie cu Radio Prahova. Erau și, e adevărat, toți care avem o anumită vârstă știm că erau și puține mijloace media în general, și televiziuni, și radiouri, și ziare. Da, erau mult mai puține, da. Erau mult mai puține și era mai la îndemână Radio Prahova, era al nostru. Da. Am pornit cu saci de scrisori, apoi cu mail-uri foarte multe, apoi cu telefoane foarte multe. Și iată, am ajuns acum la WhatsApp, la... Tehnologia a evoluat foarte mult. Inclusiv în radio, din punct de vedere tehnic? Inclusiv în radio, păi da, sigur că da, acum lucrăm cu aparatură digitală, cu mult mai... Aici era un coleg cu Vlăduț, el gestionează și tot să vă povestească, dar să știți, noi cu toată modestia spunem că avem aparatură cum au și posturile de radio din București, naționale. Saci... Da, nu, sunt mai micuțe, cu mai puține căi, dar avem mărci și aparatură.
apropiată cu cele de la din capitală. Sacii aceia... Concurez direct cu ele. Da. Vorbeați despre saci de scrisori, la figura sau la propriu strângeați saci? Da. Cum la figura? Nu la figura, strângeam saci, deci vai de poștașul nu treată ce simt mereu cu Coca-Cola, cu dalea. Și mulți veneau direct cu ele. Mulți veneau la sediul nostru. Neavând încredere în poștă sau... Voiau să vadă zicei, voiau să știi mai ales fetele. Da. Asta erau atunci frumos. Și acum este frumos și va fi frumos, fiindcă, iată, da, RPH, da, Radio Prahova, 30 de ani. Cum priviți prezentul și viitorul din punctul acesta de vedere? Cum vi se pare? Cum este prezentul? Noastră ați fost acolo... Am avut o aniversare foarte frumoasă, aceasta de 30 de ani, cu o echipă minunată, plină de energie. Bine, întotdeauna Radio Prahova a avut o echipă, cum să spun, minunată, ca să spun. Știi? Oameni care se încadrează în ceea ce vrem noi să facem, adică noutate, ritm, calitate, umor, interactivitate, să fie oameni, nu așa niște, vorbim la microfon și să fim calți. Înțelegi? Dar eu vreau de fapt ce? E un spirit. Și sper să rămână așa. Întotdeauna. Un spirit plin de energie. Spunea Irinel un pic mai devreme că pleacă cu energie încă două ore, când ajunge acasă, e plin de energie așa după emisiune. Adică nu... Da, da, trebuie să te încarci. Te ajută și oamenii. Acum este, într-adevăr, comunicăm foarte bine cu ascultătorii. Este o interactivitate susținută și oamenii s-au și convins de noi. Chiar și o informație, un anunț, ceva cât de mic, va fi întotdeauna complet verificat. Nu am avut probleme cu... Am spus la început, credibilitatea... Ați vorbit voi, eu n-am... Da. Credibilitatea okay. Este cu siguranță o caracteristică al RPH după 30 de ani. Nu, foarte puțin au listat 30 de ani și, apropo de acest lucru, cu siguranță Radio Prahova are și credibilitate și este un brand iubit. Mie asta mi se pare. Dar și constant am demarat aceste campanii, ne-am reînnoit. Când am simțit momentul, ne-am reînnoit. Asta vorbeam cu Irinel. Spuneți-mi, vă rog, ce cu reînnoirea asta? Că la radio, doamna Carmen, pare reînnoirea asta mult mai... că trebuie mult mai desfăcută decât la televiziune. Sau e doar o aparență? E o altă piață cea a radiourilor? Asta este o discuție mai lungă. Noi să știi că lucrăm și pe... avem și niște studii, chiar și din străinătate, care sunt... care oferă niște date concrete apropo de radioul, dar mai des. Radioul e constant. Radioul va rămâne... Nu știu ce va face televiziunea în timp, acum este, se pare un pic o îmbătrânire a publicului TV, dar mișcările și schimbările și tehnologia care se tot schimbă de la o zi la alta, cu o viteză destul de mare, mă obligă să am rezerv. Dar noi urmărim, să știi. Urmăriți trendurile, urmăresc. Încercăm să evaluăm și produsele media din online și industria asta de media și publicitate. Da, trebuie să lucrez și în spate, nu numai pe animație. Interesantă observație și pe de altă parte vă spun sincer că îmi doresc, mi-aș dori foarte tare să ne vedem o dată față în față. Sunt cu tolba neapărat, să aveți tolba la dumneavoastră, tolba de amintiri. Sunt amintiri incredibile, amintiri pe care, sau lucruri pe care, de care am fi curios, pe care am fi curios să le aflăm, cu siguranță. Sunt niște povești neștiute din cum se face un radio, cum se rezistă cu un radio, cum se crește un radio, cum se dezvoltă un radio. Dar atunci erau alte condiții, Bogdane. Nu cred că
ceva de acum 20 de ani mai este valabil și acum, ascultă-mă. Vă spun eu un lucru care este valabil, RPH. Vă mulțumesc mult de tot și vă aștept aici la proces verbal. Vă mulțumesc și la mulți ani. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc. Să rămână, doamna Carmen. Vreau să se pună bine cu șefa. Să rămână, mâna, mulțumim. Da, vezi? Uite, așa cum a zis și doamna Carmen și mi-a plăcut cum a punctat, e RPH și un spirit. E un spirit viu și așa cum a zis și dumneai, avem o echipă fantastică, o echipă minunată, atât cea pe care ascultătorii o aud, cât și cea din spate. Da, aveți, spre exemplu, la știri, aveți un nume foarte cunoscut care provine în zona televiziunii. Anca Preda este un nume în presa prahoveană. Mihaela Dobre. Mihaela Dobre, iar un nume, adică nu sunt, când spui Mihaela Dobre sau Anca Preda, spui știri. Exact, sunt niște voci inconfundabile. Da. Și toți avem același obiectiv. Lemezeu, iar este... Da, care spunea doamna Carmen, apropo de acea tolbă de saci de scrisori, este căsătorit... Da, cu soția lui. Cu soția lui. Cu o ascultătoare, cu o fană. Așa a început relația? Așa a început relația, da. Deci și pe mine aceste amintiri, așa cum ai zis tu, trebuie neapărat să o ai pe doamna Carmen aici, pentru că aflați niște secrete din culise. Pe care nici măcar tu nu le știi, spun eu. Nici eu nu le știu așa, da, din auzite. Dar interesantă, Victor la publicitate. Victor la marketing. Iar o istorie în domeniul, adică sunt oameni cu zeci de ani, Gavi, la fel. La marketing, da. Adică sunt oameni care au zeci de ani de presă în spate, nu exact, sunt exact. Cu doi ani de radio. Marius Popa, inconfundabilul. Da, inegalabil. Inegalabilul, da, frumosul, prea frumosul. Da. DJ care vine după el sigur vine în pantaloni scurți. Da, cu siguranță, cred că e și acum în pantaloni scurți, că forțează puțin vara, știi? Da, da, și noaptea și ziua. Tu spune-mi, te rog, Irene, în această perioadă mai sunt surprize, mai continuați cu premiile? Da, voi chiar aruncați cu premii fiecare zi? Nu știu când dați. O să dăm în viitor, da, o dăm în viitor, da, deci dăm un city break la Roma. Și concursuri și vreau să fac teasing ca la radio. Nu vă spun mai multe, trebuie să ascultați RPH ca să aflați. Deci concursurile fac sunt un ingredient important în rețeta RPH. Da, dar nu doar pentru asta suntem ascultați, iar concursurile fac parte din cinstea noastră, să spunem așa. Când faceți voi cinste, aruncați cu niște premii. Ascultăm, da. Îți mulțumesc mult, Irinel. Și încă o dată la mulți ani Radio Prahova, un radio care este făcut de voi, dar este și al nostru. Da, adică clar. Este al nostru. Făcut de voi, dar este al nostru. Nu ne place. Adică voi îl faceți și al nostru, de fapt. E mișto. Ce da, mai vrem? Pentru mai noi, da. Pentru voi, în primul greu, voi munciți. Îți mulțumesc. Da, dacă se poate numi muncă... N-ai senzația că muncești? Nu. Fac ceea ce iubesc. Și e mare. Și eu la fel. Și n-am senzația că muncesc. Deci n-ai nici tu senzația că treci la muncă. Da, suntem norocoși. Suntem printre norocoși. Asta e chestia, că poate prin mașină se află un om care nu are luxul nostru, al meu și al tău, și trebuie neapărat să-l relaxăm și să-i aducem un zâmbet. Au început deja ascultătorii să vă da, da, mesaje. Da, mâine dimineață, 7:10. Îți mulțumesc mult, Irinel. Îți mulțumesc și încă o dată la mulți ani Radio Prahova. Mulțumesc, dragi prieteni, pentru atenție. Rămâneți sănătoși!